Conducerea societății care a preluat societatea Avicola a vorbit cu reporterii Tele3 despre scandalul care vizează angajații străini aduși în Gorj pentru a munci în abatoarele de păsări. Acuzați că exploatează muncitori străini, oficialii societății afirmă că adevărul este undeva la mijlocul poveștii. Am încercat să umplem acest gol cu forța de muncă din spațiul extracomunitar. Probabil ați văzut că au apărut în presă niște probleme cu forța de muncă din Sri Lanka ultima oară, dar vreau să vă spun că adevărul este undeva la mijloc, chiar de partea noastră. Noi suntem pionieri în a aduce forță de muncă în România și datorită acestui sau din cauza acestui fapt ne confruntăm și cu problemele inerente unui început. Noi am respectat toate condițiile contractuale cu lucrătorii din Sri Lanka, dar datorită unor situații care nu depind de noi, am fost provocați, ca să spunem așa, de acești lucrători. În timp o să vedeți că este din informațiile noastre, este o rețea de transfer a forței de muncă din România în spațiul comunitar, iar noi am fost, ca să zic așa, păcăliți, suntem o curea de transmisie pentru a ajunge acești lucrători în spațiul comunitar. Totul a fost făcut pe cheltuiala noastră, noi am creat toate condițiile și tot ce a depins de noi, dar interesul unora din acestor lucrători sunt racolați de o firmă din vestul țării pentru a-i duce în străinătate. Și din acest motiv se creează problemele acestea artificiale și forțate. Conducerea societății susține că, deși nu se aștepta să aibă probleme cu lipsa forței de muncă, dă înainte cu proiectul. În perioada următoare se vor extinde abatoarele din Târgu Jiu. Este mai ușor să aduceți forță de muncă din străinătate decât să umblăm puțin la salarii și să-i folosim pe cei de aici? E o întrebare foarte bună. Noi umblăm în permanență la salarii, dar cu toate acestea văd că, și nu numai noi, românul este mult mai pretențios, au crescut pretențiile la fiecare, cu toate că nivelul de școlarizare lasă de dorit, dar pretențiile sunt foarte mari. Nu am renunțat, bineînțeles, la forța de muncă autohtonă, dar aceasta e situația. Este anumite munci, românii nu mai vor să le facă. O să avem acum încă un proiect mare de 7 milioane de euro, vrem să mărim și mai mult abatorul. Cred că în toamnă ne vom apuca de lucrări. Deci, în final, sunteți tot pe plus, dacă cu tot cum faptul că nu există forță de muncă. Dacă doriți să măriți afacerea, nu, am intrat în jocul acesta, nu avem ce face. Dacă mă întrebați din punct de vedere fiscal, nu suntem pe plus la Târgu Jiu, dar noi continuăm investițiile și sperăm ca la anul să fim pe plus. Societatea funcționează în Gorj de un an și jumătate.